Rec. Să fie 4K. 360. Asta este o premieră. E ceva ce îmi doresc de mult, să filmez 4K în 360. Iarăși ne plimbăm prin studio. Trecem pe la cătuță. Fă cu mâna. Asta e camera. De aici se vede cum filmăm. Ușa asta încă nu este finisată, mai trebuie să mai vină meșterii. Nu e nimeni aici? Vai, Radu, ce dezordine este în încăperea asta. Așa arată camera de montaj, unde să fie, apară la un moment dat și un server la cablurile astea. Așa arată super switch-ul nostru, NAS-urile și alte soluții de stocare și doar o parte din calculatoarele pe care le folosim. Cele vechi, atenție, cele vechi. Cele vechi, cele vechi, cele vechi. O să aveți vreo 10 clipuri pe cavaleria.ro cu cele noi. Promiți? Promit. Ce montezi? Nu un băiat aici care a vorbit foarte mult, nu înțeleg la ce vorbit. Auzi, tu știi la ce rezoluție filmează asta? 4K plus HDR. 4K cu 24 de frame-uri. Deci nu 25, aveam 25. Doar în 2880x1440. 24 e un pic mai cinematic. Am înțeles, da. Și dacă întind mâna afară pe geam? Da, nu sări! Bine, o să opresc acum că deja cred că am vreo 2 giga. Ne vedem mai târziu. Bine, pa. Te duci pe terasă? O să mă duc pe terasă la live. O să fac și un live. Și am revenit. Un minut și...